Bună ziua, dragii mei, și bun venit la o nouă activitate! Sunt Mihaela de la Șandor și astăzi vă propun un experiment prin care să evidențiem acțiunea sucurilor digestive și anume acțiunea salivei asupra glucidelor alimentare. Materiale necesare: făină albă, o lingură, apă rece și apă caldă, o sticlă, o eprobetă, soluție iodată sau tinctură de iod, pipetă, o ceșcuță sau un vas nu foarte mare și o farfurie sau o cutie Petri. Principiul metodei: glandele salivare, glande anexe ale tubului digestiv, produc saliva, lichid incolor cu rol în digestie, formarea bolului alimentar, distrugerea unor bacterii, dar și în vorbire. Saliva acționează în cadrul digestiei bucale prin enzima numită amilază salivară sau ptialină. Aceasta transformă amidonul preparat, fiert sau copt, în maltoză, un produs mai simplu și care mai departe, în cadrul digestiei intestinale, se va transforma în glucoză, ce poate fi ușor absorbită. Amidonul reprezintă principala formă de depozit a glucidelor în plante și este un glucid major al dietei noastre. Amidonul reacționează cu iodul și produce o colorație violet închis. Mod de lucru: într-un recipient introducem o lingură de făină, peste care adăugăm puțină apă rece. Amestecăm astfel încât să se dizolve făina, apoi umplem vasul cu apă caldă. Când amestecul s-a răcit, punem o lingură într-o farfurie sau în cutia Petri și adăugăm o picătură din soluția iodată. Salivă într-o eprobetă și adăugăm o lingură din amestecul de făină cu apă. Astupăm eprobeta cu degetul și agităm energic. Vărsăm apoi apă călduță în sticlă și introducem eprobeta astfel încât să nu pătrundă apă în ea. La fiecare jumătate de oră, extragem cu pipeta o cantitate mică din eprobetă și o punem în cutia Petri. Apoi adăugăm peste ea soluția iodată. De fiecare dată spălăm cutia Petri. Concluzii și constatări: se constată că soluția iodată colorează violet închis amestecul făină-salivă. După aproximativ 2 ore, se constată că amestecul făină-salivă în contact cu soluția iodată prezintă culoare violet deschis. După 2 ore și jumătate, se constată o reducere a intensității culorii, deoarece s-a realizat descompunerea parțială a amidonului. Spre finalul experimentului, amestecul nu se mai colorează, deoarece a avut loc hidroliza totală a amidonului în maltoză, amidonul fiind substanța care, în contact cu iodul, dă colorația violetă.